dacă pierdem 3-0, se oprește meciul? Da, da, ne-a fost frică să nu, să nu se repete, să nu se repete cazul Bricheta de trecut și acest lucru nu s-a întâmplat. Bravo, Nichi. Și meritam, meritam o victorie azi pentru, pentru efortul depus. Am fost peste ei și meritam o victorie. Dar ce-a întâmplat exact acolo? A fost un, un obiect trimis din tribună și cu, cu puțin teatru s-a, s-a creat vălmășala aceea. Însă am vorbit cu, cu cei de la Steaua și nu, nu a fost nimic grav, să de bătaie sau ceva de genul. Când ai văzut că iau iar trupul vestiarelor, ce faci? Da, prima oară ne-a venit în, în cap scena de cazul Bricheta. Însă, însă arbitru a zis că, că, că după 10 minute jocul se va rula și ne-am, ne-am liniștit puțin. Vă rugați de ei să nu plece, să ră... Da, normal, normal că ne-am rugat de ei și până la urmă s-au întors și am jucat. Au incitat unii dintre steliști? Da, normal. Incitat ce, și, și noi puțin, am fost puțin exagerați, însă nici ei nu, nu trebuia să, să simuleze așa și să, să se creeze acel meleu. Multă lume l-a pus pe meme Stoica ca fiind un instigator. Voi cum v-ați simțit după declarațiile de această săptămână? Au fost puțin arogante, însă acest lucru nu, nu putem să-l comentăm noi jucătorii. Noi putem să, să ne facem treaba pe teren și cum am făcut-o astăzi și să închidem gura multora care ne critică și își bat joc de noi între ghilimele. Vă temeți însă că la comisii se va pierde totuși acest meci la masa verde din nou, depinde de ce a notat observatorul? Nu, nu, nu. Dacă jocul s-a terminat și nu cred că, nu cred că rezultatul se va, se va întoarce. Totuși riscați să jucați fără spectatori, da, acest lucru, câteva etape. Acest lucru riscăm, însă azi au dovedit că sunt cei mai fanatici și mai, cei mai superbi suporteri din țară. Nu e supărat pe suporteri? Nu, niciun pic. Pe steliști? Nu, nu comentez. Meritat acest 1-1? Nu, nu. Trebuia să batem. Trebuia să batem. Am fost peste ei la toate capitolele azi. La meci a fost și domnul Gruia, i-a plăcut atmosfera și de joc. Ar vrea să investească aici. Ne bucurăm că i-a plăcut această atmosferă. L-așteptăm pe domnul Gruia cu, cu brațele deschise.